6, 2, 1. Am început deja videoclipul. Știu, dar totuși 3, 2, 1. Salve, arată toată lumea, eu sunt Madara, alături de Plugin și astăzi jucăm machina toată. Droghe! Măr! Mă, tu n-ai atât de greu. Pro gamer. Bun. La ce să ne gândim? Bă, nu, te gândești la unul dintre noi. Bine, hai Stormtrooper. Care dintre noi e Stormtrooper mâncați așa? Eu. Este faimos din cauza YouTube-ului? Nu. Egg? Nu. Este real? Nu. Poartă haine? Da. Este fată? Nu. Poartă pălărie? Nu, cred. Poartă cască? Este dintr-un joc video, probabil. Are păr, probabil. Poartă o mască, da. Da, a jucat în Star Wars. Nu e un jucător de șah. Da, e îmbrăcat în alb. Păi dacă e îmbrăcat în alb, la ce mă mai treabă dacă are legătură cu culoarea albastră? Nu, e un vampir! Nu poartă costum portocaliu, că tu mă, de Achenator. Nu, ce față are? Uite cum încearcă să-i înducă în eroare cu telefonul ăla mejit cu căcat. Uite-te la el. Da, folosești armă, chestii. Ia calma pe Gary de Stormtrooper. Yes. Yes, acasă. My lord? Mai praznic? Praznic trupar. Și cum ar arăta unul de la frate? Imaginează-ți. Hai să ne gândim la Dumnezeu. Nu e faimos din cauza YouTube-ului. Sau poate. Din filme porno. Da, e faimos. Nu român. Cred. Dar nu cred. Persoană reală, nu știu, probabil. Dar are legătură cu Biblia. Noi, dracu, satana. Codrin? Cine a zis Codrin? Nu este fiul Dumnezeului. Pentru că eu mă gândesc la Dumnezeu. Nu este adoptat, dar ce? Justin Bieber. Nu este un... Bă, dar eu cred că mi-ai zis că nu este adoptat cineva prin urmă de asociație. Știi la cine mă gândesc, nu? Nu. De ce mă întreabă dacă e un hamster, dacă i-am schid din Biblie? Există hamster din Biblie, cred că. Da, a creat lumea. Da, e fiul faimos, Justin Bieber. Da, ce? Bă, God, cu noi strălucitori. Nu, acum caut un minior puțin. Ce să caut? Vorbi minor puțin, ceva mai necunoscut. Barbarii din Clash of Clans. Crezi că o să ghicească? Cam da. Ei, da. Atunci spunem ceva mai necunoscut. Eu? Hai, bă. Nu știu, stai, tu ești destul de cunoscut? Bă! Tăticul e responsabil din Happy Wheels. Nu este YouTuber. Sau numai pe GG. Bine. Adică ăla din Happy Wheels, nu? Da, de genul. Bun, nu este YouTuber. Nu trăiești în țara mea. De fapt, da, de ce am zis nu? Nu e real, ba da, e real, de ce am zis nu? Da, e bărbat. Da, poartă papuci, luți pijamate, dar nu mai contează. Da, e dintr-un joc cu video. Nu folosești arme, decât când e stresat. Da, poți să-ți controlezi caracterul. Nu e din League of Legends. Nu o să luptă cu o sabie, că n-are buget, știi? Nu poartă pălării, nici de atâta n-are bani. N-are bani să-și întrețină chelia. Dacă aduci în inimă... Bă, ai văzut că... Gigel nici n-are bani să-și întrețină chelia.
Ce chirile ți-i face? Nu este un animal, nu poartă mască, n-are bani de așa ceva, nu luptă, îi adot spre moarte. Nu e din sens pasm, nu e horror, dar dacă îl vezi dezbrăcat, e horror. Nu poartă o cască. Vorbește când îl doare ceva. Nu conduce o mașină, conduce un cărucior cu jet. N-are părul negru, are părul spre moarte. Păr are o leacă. Are mai mult de 40 de ani, are 39 de ani. Bă, ghici ce mă întreabă. Are legătură caracterul tău cu Happy Wheels? O să-i spun nu, doar ca să-i fac viața amară. Connected to death, da. Bă, nu pot să cred cum l-a ghicit! Am spus Happy Wheels, da? S-a gândit la Happy Wheels, dar de unde știa care caracter anume? Dacă nu m-a întrebat ceva de... să-și dea seama că e ăsta. O zis Gigi. Da, wheelchair guy. Adică Gigi. Hai să ne gândim la... Naruto? Nu, că-l găsești, frate, prea popular. Bă, gândește și tu la cineva de are vreo 30 de subscriber. Nu te la colegii, chiar doar dau 7. De fapt, ai 7. Fără precedență. Hai să găsim 5 lei. Cum te cheamă, mă? Cum mă cheamă, mă, pe 5 lei? Mi se pare că e Enescu. Da, George Enescu. Hai să-l căutăm pe George Enescu. Da, e din România. Nu-i cântăreț. Da, e România, ce nu înțelegi? Bă, Enescu a fost cântăreț. Era cu opereta alea, etucă. A, m-am gândit la Eminescu. Mă, frate, nu-mi spune mai pro-gaming. Știi că nu-ți place serverul, știi? Nu youtuber. Nu-i politician. Dar putea să fie dacă nu murea. Mă, aș fi închisă. Nu-i fată. N-are legătură cu sporturile. Nu-i plac banii, dar îi pe un mani. Da, îi pe un... N-are telefon. Da, are doi ochi. N-are accent, cred. N-are un câine alb. Ai murit? Eu, da. Da, e mormon. E poet? Nu-i poet. Nu, a fost de la de-o prieteni. A, m-am gândit la Mihai Eminescu. What? N-are fi... Încă... Nu știu, încă își mai face efectul chestia aia. N-are fața amorabilă, nu a omorât oameni, omorât din naturalețe sau o jungheată de cineva pe la spate. Natural, frate, mort la 16 ani. Nu a jucat în filmi, frate, că dacă a jucat, făcea prăpăt. Din București, cred, nu știu. E scriitor? Ua, dar lasă-mi lepi Eminescu! A, nu, mă gândeam la Ion Creangă. Ua, dar numai cu bagnota de 500 ești, frate, și cu prietenii. Cu bagnota de 500. Are legătură cu artele? Probabil. Nu l-am văzut într-un film. Juju... Ei, să mor tu ce față are! Mi l-a dat pe Aurel Vlaicu cu freză de periuță. Da. No. Yes. Continuăm. No. Mă, cum l-ai pun de ăla de Hitman? De Hitman. Mă, e pictor?
Agur, ăla de pe, aia de 10 pictor, mă. A, credeam că e Da Vinci. Odată când îl nimerești, dracu, Ienescu. O scris cântecile lui? Probabil, hai zicem, da, da, e muzician, da, e român. Instrumente, hai că s-o prins. Trebuie să-l dei, trebuie să... Ia o tălpă pe George Ienescu, vin încoace, ca tu, ești un tipic obor, vin încoace. Ia o tălpă, frate, nu seamănă, frate, nu credeți că seamănă. Dar tu faci cu facecam? Nu. Nu, apoi poate să povestesc ce ai făcut el. Bă, hai că închidem episodul. Da? Ok. Mă alergi să-l închid? Te las cu stu, te las, te las. Mersi. Dar stai, nu închide, nu închide, stai, stai. De ce? Hai, poți să-l închid. Bine. Eu a fost Madara, el a fost... Da, stai, nu. Gata, hai, poți. Eu am fost Madara, el a fost Pro Gaming. Pro Gaming! Pro Gamer și până data viitoare vă pupăm pe frunte, pa! Stai.